Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem onorați să vă facem astăzi cunoștință cu cel mai sofisticat automobil construit până acum de om în serie. Și este de la BMW, noul seria 7. Ne măsurăm cu mare grijă superlativele atunci când le folosim, însă în cazul acestei mașini suntem wow! Am rămas gură cască în fața tehnologiilor spectaculoase instalate în mașina aceasta, dar pe noi ne interesează și mai mult cum se conduce, feeling-ul pe care ni-l dă. Suntem abia la începutul testului, abia am pus mâna pe mașină, în premieră la noi, și am zis dacă tot e vorba de premieră, dacă tot e o mașină atât de spectaculoasă, o să facem o excepție și ieșim din București. Și încercăm să facem cel mai frumos test de până acum. Și plecăm de pe loc, ajutați de un motor care are 4,4 litri, 450 de cai putere și 650 de Nm. Adică conducem un BMW 750 în varianta LI. Adică cu un apartament lung, adică mai lungă. Da. Cum se simte în spate puterea? Puterea? Mă simt foarte puternic. Deocamdată nu simt nimic, că mergem foarte lejer în trafic. Da, suntem pe picior confort? De pe accelerație. Da, suntem pe confort, setarea standard. Direcția este foarte moale, ca eu să pot să fac ajustările perfecte de schimbare a direcției de mers sau a benzilor de mers, ca George să nu simtă nimic. Scopul meu în viață este să ajung suficient de bătrân, pardon, de bogat, astfel încât să îmi permit o astfel de mașină cu șofer și să merg așa. Auzi, mașina ți-o permiți, dar de mine nu te atingi. Nu încă! Mai lasă-mă 20 de ani. Dacă o să fiu milionar peste 20 de ani așa, cred că îmi permit așa ceva. Avem așadar un V8 foarte similar cu motorul de pe M5, dacă nu e în același dată. Capacitatea cilindrică este aceeași, deci probabil diferențele... Însă este cuplat la o cutie nouă, din câte îmi dau seama. Oricum, schimbătorul este sigur diferit. Însă, până la schimbător, noi aș trebui să începem cu cheia, dar să ieșim din parcare și a fost complicat și Marian uitat să vă arate cheia. Da. Știți că noi vă arătăm de foarte multă vreme cheia. Și de data asta... O să facem un hands-on separat. O să începem să facem hands-on-uri de chei. Așa arată cheia de pe BMW seria 7. Am un buton de pornire a ecranului, apoi... Marian, trebuie să facem... Așa arată cheia wow de pe seria 7. Hai că o să trecem peste. E doar că are un ecran. Mie nu mi se pare că este super mega avansat. Faptul că deci da, este prima cheie din lume care știu care e ecran. Și atât că un telefon copilul meu a vorbit la telefon pe Ariana face: "Alo, alo, Marian, o să fac reclamă, dar de fapt nu e reclamă. Ți-aduce aminte de alarmele Viper? Da. Cu ecranul ăla unde puteai să vezi unde ți-a fost atinsă mașina sau să o pornești de la distanță? Da. E, acum producătorul face așa ceva. Dar arată excelent. Și pot să văd cât autonomie am. Pe cheie mi arată 220 de km, în bordul mi arată 217 de km. Pentru că s-a durat un pic până s-a actualizat. Hai să vă mai arăt eu câte ceva la cheie. Nu știu cât se vede acolo, dar o să încerc să fiu cât se poate de concludent. În ecranul normal cheia arată așa, dau pe swipe în sus, văd autonomia. Acum este conectată la mașină, văd 217. Trag de ecran, pot să setez climatizarea. Mai trag o dată pe ecran.
Da, să trag la stânga. Ca să văd dacă mașina este ok și dacă luminile sunt aprinse, luminile mașinii sunt aprinse, ca să nu se descarce probabil peste noapte. Mașina este încuiată și securizată, geamurile închise și cam atât. Văd dacă mașina este securizată în dreapta, aici în partea de sus, ora și bateria. Cheia aceasta are nevoie să fie încărcată. Și unde o încărcăm, Marian? Aici în cotieră, unde există un sistem pentru încărcarea prin inducție. Așa că dăm cheia, te rog, și o să o pun aici. Și după ce o să terminăm filmarea, o să aibă suficientă baterie pentru vreo 4 zile. Și dacă nu, dacă uiți să o încarci în cotieră, evident poți să o încarci cu încărcătorul telefonului printr-o mufă micro USB. Mufă micro USB, dar la fel de bine poți să o încarci și cu un încărcător cu inducție, care sunt, de care sunt o mai multe pe piață. Și în spațiul acela din cotieră, pentru încărcare prin inducție, poți de asemenea să încarci nu doar cheia, ci și un telefon compatibil. Eu am încărcat un Samsung și chiar se încarcă. Și chiar este încărcare rapidă. Bun, am rezolvat problema cheii. Așadar, ne deplasăm prin oraș. Eu sunt la business class și Marian conduce mașina asta lungă. Și ce știm noi despre mașinile lungi în general? Că oricât de confortabil ar încerca să fie, într-un viraj, iată, o să te înclini destul de mult. Însă, la viteza la care Marian, a luat virajul, cât vreo 60, da, mă așteptam să fie mai rău. Și, de asemenea, denivelările orașului sunt mult mai bine preluate față de orice alte BMW pe care l-am cunoscut până acum, din două motive. Mașina asta vine cu suspensie pneumatică standard. Suspensie pneumatică în standard și cu un sistem care anticipează ceea ce mașina are de făcut pentru a gestiona o curbă, o suprafață denivelată, în funcție de viteză și de frânare și toate lucrurile astea, astfel încât pregătește șasiul și amortizoarele, așadar pentru a prelua cât mai eficient acel viraj. Părerea mea, după ce am condus și o mașină vreo 2-3 zile și am făcut câteva sute de kilometri fiecare dintre noi pe rând în ea, eu am mers cu S-Class-ul și pot să-ți confirm că sistemul și pe S-Class este foarte eficient. Și aici este foarte eficient. Mi-a trebuit, cred că, o tură cu S-Class-ul să-mi dau seama dacă pe care dintre ele este mai eficient. Însă S-Class-ul pe care l-am condus nu era lung. Și probabil nu era la fel de bine echipat ca... Și nu era la fel de greu, exact. Aici îmi dă senzația că se străduiește, îi iese, dar nu este excepțional. Este oricum peste orice BMW am mers până acum. Este extrem de confortabil și chiar dacă Marian pișcă din când în când accelerația cu acest V8, ceea ce eu preiau pe locul VIP-ului este minim. Și asta din mai multe motive. Am niște scaune absolut demențiale, niște fotolii demențiale cu tot felul de setări de confort și plus că la 1.73 cât am eu încă aș mai avea loc la picioare acolo, să mai mit picioarele și mai mult. Iar faptul că picioarele stau acolo, iar capul stă pe o pernuță moale aici, îl ține să se plimbe de colo-colo, iar la accelerare este suficient de moale fix cât să-mi prea capul acolo și să-l țin în loc, știi? Să nu plece într-o parte în altă, dau capul de pereți. Știi cum în momentul ăsta motorul e oprit? Da, să pui start-stop pe un motor V8 mi se pare... Nu e asta, n-am simțit când s-a oprit motorul. E prima dată când nu simt că se oprește motorul. Într-un BMW? În oricare altă mașină. Este impecabil insonorizată mașina, este una dintre cele mai bine insonorizate mașini din piață, nu auzi nimic de afară, afară bate vântul foarte tare, foarte tare la ora cum asta. Cum s-a auzit că a pornit motorul, dar n-a vibrat. Exact, iar la plecare de pe loc simt cuplul C650 de Nm ai mașinii, dar foarte discret. Așadar, ce simt eu diferit față de S-Class-ul pe care l-am condus, este că accelerarea se face un pic mai vioi, dar o resimți față de S. Uite, și acum vezi? Mașina s-a ridicat un pic de față și a plecat și am simțit-o un pic în corp, dar foarte puțin. Și de asemenea la frânare. Frânarea este eficientă, dar de asemenea o vei simți un pic în interiorul mașinii. Deci intrăm la mega finețe. Și aici ține de șofer. Exact. Însă, deși spuneam că avem un motor foarte similar, dacă nu aproape identic cu cel de pe BMW M5, este cuplat la o cutie automată excepțională, care face schimbul imperceptibil. Câte trepte are? 8. Avem 8 trepte, așadar. Viteză maximă constructivă de 250 limitată, evident, dar la aproape vreo 450-460 de cai, cât are? 450. Mașina în teorie este overpower, dar are mult mai multă putere decât ar avea nevoie în teorie, dar cu toate astea este suficientă cât să te extragă la nevoie dintr-o situație mai dificilă. Iar momentul în care accelerează... Gangsta for life. Exact. În momentul în care accelerează, îți aduce aminte că este un BMW. Da. În momentul în care auzi sunetul ăla de V8
european, rafinat, puternic, super sprinten, atunci îți aduci aminte că conduci un BMW care are multe gene de în mașina asta. Și asta e chestia care mă atrage pe mine foarte tare la mașina asta. Dincolo de tehnologie, care zicem că e spectaculoasă, dar nu mă dă pe spate, e combinația asta de motor, cutie, șasiu, suspensii și cum se simte mașina. Pe mine asta mă atrage. George e cu butoanele, așa că ele fericite în spate. Până când să ne mai jucăm cu butoanele, aș vrea să rămânem la senzația asta. Este în continuare un BMW sau este o limuzină? Este în continuare un BMW. Este un BMW pentru șofer, gândiți? Este și pentru șofer, nu neapărat în versiunea LI, dar șoferul care va fi angajat să conducă în mașina asta, eu cred că va fi fericit. Va face parte din topurile alea făcute de Daily Mail, știi? Cele mai puțin stresante joburi din lume, știi? Depinde. Depinde ce poartă în cotieră. Da, asta depinde de ce poartă în cotieră. Da, uite, hai să vorbesc un pic despre ce simte la volan. Hai. O direcție foarte moale în confort. Ca să pot să fac ajustările necesare, nu simt mare lucru. Dar dacă ar fi fost direcția prea dură, șoferul ar fi trebuit să pună prea mult în efort în a vira. Dar uite, eu simt, eu simt fiecare manevră pe care o fac acum. Păi simți că sunt, uite, dar acum, spre exemplu, ce zici? Acum este mult mai dulce și nu este mai puțin perceptibil. Exact. Dacă direcția răspunde sport, foarte repede. Și aș face așa, simți mult mai ușor fiecare ajustare pe care o fac dacă o pun în sport, în confort, însă... Am început să simt și de la suspensie un pic de răspuns pe sport, însă e important de spus că suspensiile acestea, viața lor nu este sportul și la o groapă să mai serioasă o să auzi o bubuitură în caroserie care pe mine efectiv m-a făcut să mă zbârlesc când am luat o astfel de groapă astăzi. Da, și m-a speriat. Mașina asta ar fi o mașină... Practic BMW întotdeauna a fost un driver's car, chiar și în versiune de seria 7. Ce este în plus față de un seria 7, 750i, în momentul ăsta, în varianta L, mașina asta devine și o limuzină. O limuzină pentru două VIP-uri în spate, care vor avea o viață foarte bună. Foarte, foarte bună. Hai să mai zic de tehnologia pe care o am aici la bord. Adaptive Cruise Control și... virează singură. Virează singură. Da. Ține benzile și virează singură. Ține viteza față de mașina din față, frânează cu ea până la zero. Dacă se plece de pe loc, va să-i dai un mic impuls în accelerație. Ce a fost piuitul ăla? Mi-a zis să pun mâine pe volan. Așadar, după primele 2-3 secunde, volanul ăla la început e verde, ca să spună că a preluat controlul, dacă vrei să-l lași. Devine galben să atenționeze, să aduci mâinile înapoi pe volan, că să-i dea un impuls. Când se face roșu, te lasă de capul tău. Cât de reliable ți se pare sistemul? Păi uite, acum cobor pe podul de la Băneasa, la 90 km pe oră. Ține traseul corect? Da. Te-ai lăsat pe mâna lui în virajul ăsta? Da. Uite, un viraj mai strâns. Uite, fac asta. Hai, lasă-l. A luat. A? Ai pus mâna pe volan acolo? Un pic. La viraje foarte, foarte strânse nu va ține banda. Iar tehnologia este în evoluție. Sunt convins că este doar primul pas. Mașina asta este sau va fi capabilă în curând cu update-uri de sus să se conducă singură. Are un sistem de radar, are camere sus care monitorizează în permanență tot ce se întâmplă în față. Iar BMW este capabil să instaleze pe mașinile astea un sistem pe care l-am testat pe BMW i3, cu radare pe toate cele patru laturi, care văd în permanență tot ce se întâmplă de jur împrejur pe o distanță de cel puțin 100 de metri și pot preîntâmpina orice fel de obstacol, orice fel de accident. Ok. Ce mai am eu în față aici spectaculos este... Înapoi. Gesturi pentru controlul sistemului multimedia, dacă fac așa. Momentul ăsta e setat ca să treacă la următorul post de radio sau următoarea melodie. Explică oamenilor unde este senzorul. Cred că e undeva pe aici. Nu, este chiar sub oglindă. Da? A, asta, nu cred că e asta. Ba da, corect. N-are unde să fie în altă parte, m-am tot uitat. Da? Acolo sub oglindă te să faci ca să fie activ. E. Așadar, cu un deget, dacă învârți pe stânga inversa celor ceasornicului, dai mai încet, în sensul acelor ceasornic dai mai tare, cu două degete, semnul victorie înclinat așa, dai next, la muzică și la postura de radio. Cred că acolo e, să știi. Nu e aici, că n-are niciun sens pentru cameră sau ceva. Este undeva pe aici.
Ok, nu știu unde, dar funcționează, în zona aia funcționează. Funcționează foarte bine, cam de fiecare dată. Iar pentru preluarea și respingerea apelor poți să faci... Nu știu, cu degetul în față sau așa ca să respingi. Exact. Poți să tragi spre stânga sau spre dreapta cu palma. Astea sunt gesturile. Același funcții pe care le poți găsi pe butoane de pe volan, dar sunt nice to have, adică dacă vrei tehnologie, iDrive-ul este total nou, total nou și îmbunătățit și pentru prima oară are și touchscreen. Are touchscreen pe față. Ecranul este superb, sistemul se mișcă foarte repede și are o mulțime de funcții pe care le știi deja: controlul media radio, comunicație, navigație, connected drive, conectarea cu telefonul, setările vehiculului și notificări din telefon. Și inclusiv se schimb lumina ambientală de aici. Eu mai am un buton care este nou pe BMW, se numește Adaptive și combină, învață și se adaptează stilului meu de mers. Adică știe că dacă încep să virez mai tare, va întări imediat suspensia, direcția, răspunsul direcției, te adaptezi și așa mai departe. Dacă vrei să mergi economic, poți să o dai în EcoPro și dacă te uiți la consum instantaneu, ceea ce înainte nu se putea face în EcoPro, dacă apeși pe butonul de bord computer acolo, consum instantaneu la 80-90 la oră? Cred că undeva la 4. 4% dintr-un V8 de benzină. Consum combinat pe tot traseul nostru de până acum? 13,8. În condiții de mult drum în afară și prin oraș, dar cu multe reprize de sprint pentru că ne place. De ce nu? De acum am butoane sensitive la atingere și pe scaun, adică doar ating butoanele de control și deja sunt atenționat pe ecranul de iDrive ce face fiecare sau ce ar putea să facă fiecare. Butoanele pentru controlul... Mai rămâi puțin acolo, scaunul tău are și niște funcții pe care, care ne plac foarte tare. Masaj. Masaj. Da. Și am câte programe de masaj imediat. Am una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 programe de masaj. Mie îmi place ăla cu pelvic activation. Activare pelviană. Scaunul practic are zone de presiune pe toate laturile, pe spate și pe laturile scaunului, dar și în zona așezutului. Și este în stare să te activeze cum ar veni pe toate părțile. Face clătite încă. Da. Are încălzire și ventilație, evident. Este îmbrăcat complet în piele și are inclusiv ornamente de lemn cu aluminiu pe spate și lumina ambientală, de asemenea, pe scaune. Scaunul din dreapta are, evident, așa acest suport pentru VIP. Cel de la șofer nu, în cazul nostru. Are doar un buzunar. Are doar un buzunar. Scaunul, așadar, pasagerului din dreapta față se retrage foarte mult față pentru a mă lăsa pe mine să mă desfăt cu ce îmi poate oferi mai bun în momentul ăsta BMW, pentru că mașina asta găsim aproape toate opțiunile din listă, mai puțin Night Vision. Cred că vreo două, da. Night Vision, luminile din plafon, parcarea în garaj, care cred că nu o să fie disponibilă în Europa. Dar hai să le spunem oamenilor de parcare de pe cheie, că aia e lucru pe care noi ne-l doream foarte mult. Ai o mașină foarte lată, foarte lungă și ca să nu te chinui să ieși din ea din parcare, scoți cheie, apeși pe forward și ea va intra singură în locul de parcare. Așadar va accelera singură, fără șofer, va intra la locul de parcare și se va opri singură. Aici pune o problemă de legislație, cine răspunde în momentul în care mașina pleacă comandată din cheie pentru toată manevra aia și eu cred că aia trebuie rezolvată înainte să fie pe piață în Europa. Dacă am vorbit despre cât de bine se simte Marian la volan, cu toate funcțiile și cu toată puterea disponibilă, inclusiv partea de climatizare cu ecran tactil. Da, am dat parfumul pe nivelul 3. Are parfum cu cartușe. Poți să instalezi în paralel două tipuri de cartușe diferite. Se pot cumpăra parfumuri suplimentare de la reprezentanțe. Vine într-o cutiuță foarte simpatică, am folosit un torpedo. Iar parfumurile astea ar fi mai speciale. Care e povestea lor? Sunt făcute din ingrediente naturale, adică nu e nimic chimic în ele și ci că ar fi făcute în așa fel încât să nu se impregneze în haine. Să nu se impregneze în haine și în piele. Wow. Da. Deci fără chestia atârnată la oglindă, atunci nici măcar iconițe cu arsenie. Dar este o chestie, așa? Dacă tot am ieșit în afara localității, laser headlights, care costă vreo 3000 de euro parcă. Și în momentul în care detectează, acum farurile sunt pe auto, în momentul în care detectează că o mașină din față se apropie de mine, va face un cont de umbră pe ea și poate până la vreo 600 de metri.
Adică nu cred că nici pe fază lungă la o mașină cu xenon sau LED n-ar putea să... Uite, în momentul ăsta e activată faza lungă și într-adevăr bate până la pod acolo, departe tot. Da, uite, vezi acum se... și acum reglează lumina. Și acum vedem lumina de indicatoarele de pe dreapta. Din momentul în care am trecut de ele, lumina iese de pe ele, dar mașinile care vin din față nu sunt orbite. Da. Sunt spectaculoase luminile astea. Iată așadar că am trecut de la halogen la xenon, de la xenon la LED și de la LED ne pregătim să trecem la laser. Am vorbit despre partea de condus. O mașină foarte ușor de condus, foarte, foarte relaxantă la drum lung, pentru care ne-am îmbrăcat astăzi la sacou și la costum. Eu m-am îmbrăcat cât am putut de bine pentru filmarea asta, pentru că mă aflu în momentul ăsta în cel mai sofisticat loc al VIP-ului făcut vreodată într-o mașină de serie de asemenea. Și iarăși am folosit superlativul pentru că sunt cu adevărat impresionat. Ați văzut deja cum pleacă scaunul în față, însă este doar o mică parte. Mai am încă loc acolo la picioare, aș putea să am și 1,85 cred eu ca lungime. Chiar și la 2 metri dacă flexez un pic picioarele voi încăpea acolo. Și pot controla absolut tot ce se întâmplă cu spațiul VIP-ului de aici în toate modurile posibile. Și cu ce să încep? Scaunul pe care vi-l am zis că se duce acolo, dacă nu-mi plac culorile astea, ele pot fi schimbate, le pot schimba eu, se le poate schimba Marian de acolo din față, o să le pot schimba de pe tabletă și o să vă arăt îndată. Am un display multimedia pe scaunul din față, pe care cred că l-ați văzut deja și este absolut superb, 10 inci în diagonală, cu o rezoluție foarte bună, iar ce văd eu acolo și ce controlez eu, interferează și cu ce are treabă Marian, dar nu-i va afecta niciodată abilitatea de a conduce mașina, așa, dar n-am cum să-i creez probleme. Am și butoane pe partea dreaptă pe ușă, pe ușă foarte mare și numai dacă mă iau repede așa de butoane de aici, am pentru partea de masaj, o să dau drumul la masaj din buton, pe 3 niveluri, și dar scaunul VIP-ului are și el masaj lombar, de exemplu, sau toate celelalte programe, cele două presetări sau butonul ăsta de lounge, așa ca să mă întind complet. Am și 4 butoane pe lângă butonul geamului, toate din aluminiu, evident, deci am bună calitate. Ele cu aluminiu, cu o grămadă de materiale care spun premium. Și butoanele mele pe care le am eu aici fac așa. Am un buton care ridică perdeluța VIP-ului. Tot aici pot să controlez și perdeluța VIP-ului de pe partea stângă, în cazul în care nu vreau să fie fotografie de paparazzi sub cobor. Mai am o perdeluță, să zicem așa, pentru partea de sus, care închide acest plafon de sticlă. În cazul nostru, toată partea de sus, toată mașina pe interior este îmbrăcată în Alcantara. Și de asemenea, am și o perdea în spate, de asemenea care poate obtura lumina sau vederea celorlalți către interior. Pe lângă lucrurile astea mai am aici o lumină pe care pot să o activez tot și din alte părți, dar și aici, pur și simplu prin atingere. Este un buton tactil, inclusiv scrumieră. Și apropo, fiecare chestie pe care apeși în mașina asta se deschide lent, absolut lent și fără zgomot, fără șocuri. Și ca să controlez tot ce înseamnă scaun, am pe partea stângă aici, pe consola asta din mijloc, butoane pentru presetări sau mișcarea scaunului. Aici în spate, parteneriatul BMW Samsung se simte la capitolul tabletă, pum pum, și uite ce simpatic iese de aici. Iar de pe tabletă pot să controlez lumina asta de aici. Pot să controlez intensitatea luminoasă, dacă pornește sau nu. Pot să schimb culori în toată mașina, o să trec pe bronz sau pe albastru. Tableta este conectată wireless la mașină, dar se încarcă în acest docking station de aici. Pot de asemenea să pot să fac lumina asta mai puternică. Sunete bine, George? Ok. Pentru că ceva mă opresc oricând. Mulțumesc. Am control inclusiv pentru lumina difuzoarelor. Avem un sistem de la Bauer & Ulkins care se aude absolut genial și pot să-l controlez și pe el. Lumina, cel puțin de aici, pot să opresc de tot, dacă nu mi se pare fashionable enough. Cam așa. Sau pot să o pornesc și se controlez și luminozitatea, intensitatea luminoasă. Mie îmi place să se vadă, că doar de-aia am dat banii. Banii mei. Să dau și cu verde. Și ce este simpatic la tableta, se zgărulează Android și dacă apăs pe butonul de casă, sunt în meniul tabletei, dar dacă apăs încă o dată, ieșise la un moment dat,
trebuie să închei, ok. Am reușit la un moment dat să ies în meniul tabletei, fără probleme. Ce mai are tableta suplimentar? Are un sistem de touch prin care pot controla sistemul iDrive din tetieră cu gesturi. Adică pot să dau stânga, dreapta, stânga, dreapta, țac, 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 și o să deschid, spre exemplu, navigația. Și pot să adaug inclusiv adresă și așa mai departe, așadar pot să-i dau, sau să-mi adaug călătorii standard, traseele mele pe care să le setez în mașină și dacă schimb prea de șoferii, să nu mă stresez de chestia asta, doar îi dau traseu pe care trebuie să-l urmeze. Cu aceeași tabletă pot să fac aceeași chestie și pe partea stângă și în momentul ăsta am pornit și tableta în partea stângă, unde pot să dau drumul la televiziune, spre exemplu, am inclusiv așa ceva. Mă întorc pe partea de dreapta, dreapta pentru a mă da back, mă întorc în iDrive, stânga, dreapta, stânga, dreapta, informații despre vehicul. Tot ce este de știut despre mașină, confortul scaunului meu pe care pot seta de la distanță, să salvez poziția, inclusiv masajul, și am inclusiv un BMW Vitality Program. Iar acest program de vitalitate mă încurajează să fac anumite mișcări în mașină pentru a mă simți mai bine. Și acum, sit still and upright and try to touch the backrest with your back. Adică să-mi ating tot spătarul cu spatele. Ok. Și acum îmi arată zonele unde trebuie să apăs mai tare. Și cele câteva mișcări pe care le fac la un drum lung mă vor face să mă simt mai bine. Calibrare. Așadar, scaunul are senzori astfel încât știe cât de tare apăs și va încerca să învețe lucrurile astea. Mă interesează acum mai puțin lucrul ăsta. Pot să setez inclusiv partea de climatizare. Mașina are climă pe 4 zone, iar pentru locul VIP-ul de asemenea o controlez de aici. Iar schimbarea se întâmplă instantaneu. Am dat pe 21 de grade, ventilație mai tare sau mai încet, auto și așa mai departe. Pot să fac răcire separată. Aer ionic, ionizarea așadar a aerului, care face aerul mai plăcut de mirosit. Și de aici pot controla inclusiv partea de parfum, pot să setez intensitatea parfumului sau tipul de parfum. Avem blue și golden sweet în momentul ăsta în mașină, am dat pe blue și am dat pe maxim. Iar aceste modificări se văd inclusiv și la Marian. Pe partea de scaune, nu pot să controlez scaunul lui Marian, nu am acces la el, dar am acces la toate celelalte 3 scaune din mașină, așadar ca VIP am control total. Și de aici pot să controlez inclusiv poziția ecranului acolo, mai sus sau mai jos. Și printr-o simplă atingere mi-apar butoane suplimentare prin care pot controla, spre exemplu, suportul pentru picioare și așa mai departe. O mulțime de tehnologii absolut spectaculoase, pot să setez aproape totul în mașină. Pe partea de media radio am acces la FM sau alte surse din mașină. Și aici, la partea asta, pot să adaug o mulțime de lucruri. FM, AM, inclusiv partea de televiziune, pot să deschid un post de televiziune, tot ce este pe digital în momentul ăsta. Ia să văd. Șoferul nu poate vedea televiziune în ecranul lui principal, în schimb cel din spate poate. Mă am să încarcă și mi se deschide ceva de pe postul public. Am TV 1, 2, 3, TVR HD și... nu avem semnal suficient în momentul ăsta. Pe partea de media, iarăși, la capitolul surse, mă mai interesează însă câteva lucruri. Pot să am o colecție de muzică în mașină, pot să conectez ceva pe USB, pot să conectez ceva pe HDMI dacă ai cumpărat această opțiune, și mai este o chestie care mă interesează foarte tare. Mi-ar plăcea să pot folosi acest screencast. Există opțiune de screencast. Asta înseamnă că voi putea, iată, a pornit televizorul, TV Guide, teletext. Ia, ori am acces la teletext? Cât de tare, am inclusiv teletext. Am teletext în BMW. Teletextul TVR. Deci încă mai există. Eu insist pe partea asta cu screencast-ul. Nu mă las. Protecția solară.
toate geamurile, ei spun solar UV de paparazzi, lumina interioară, dar toate funcțiile mașinii sunt pe această tabletă pe care atunci când nu o folosești, o vei pune aici între scaune și ea se va încărca, și este prinsă și securizată astfel încât să nu plece la condus. În cotieră am spații bune de depozitare și nu doar. Am inclusiv o măsuță foarte sănătoasă pe care pot să-mi pun laptopul și să lucrez. Dacă am conexiune HDMI, de asemenea pot să leg un monitor extern. Iar tot sistemul iDrive poate fi controlat și cu astfel de telecomandă. Tableta este o opțiune suplimentară, la fel ca și cheia inteligentă, dar într-o variantă cu aceste ecrane de tieră, fără tabletă, vei putea folosi chiar și această telecomandă care funcționează fără probleme. Dacă dau meniu, iar și controlul din ecranul principal. Uite cât din telecomandă reușesc, e poate reușesc să fac asta, ce vreau eu cu meniu. Screencast. Vreau să mă joc Clash of Clans în mașină. Dacă mi se chestia asta, e prea tare. Da, până găsește George setarea, trebuie să mai vorbesc de câteva lucruri. Este una din puținele mașini fabricate în serie cu fibră de carbon. Este folosită la structura mașinii, adică în praguri, undeva aici pe consola centrală, în partea de sus, între bucățile de sticlă la plafon. Ca mașina să fie mai ușoară, în total, cred că au economisit peste 100 de kg la greutate. Grilele din față de la radiator se închid și se deschid și atunci când se închid arată foarte bine pentru că folosesc mult crom. Și cred că ar trebui să mai aruncăm o privire spre exterior, ceea ce zice. Hai să ne uităm un pic la exterior, așadar, ce putem povesti despre mașina asta, despre felul în care arată ea? Ce poți să ne spui despre design? Eu, părerea mea este că e un design evoluționar, inspirat din seria 3, BMW i8 și un pic de upgrade la vechiul seria 7. Un pic de upgrade mai mult, adică mașina pare într-adevăr destul de nouă. Pare mai mare, pare mai agresivă, deși schimbările nu sunt... În general, în seria 7 nu încearcă să epateze. Mașina pe care o vedem aici vine cu o mulțime de elemente în partea frontală, evident complicații de design care să facă mașina să arate cât mai progresivă. Avem grila aia frontală, absolut superbă, ok. Farurile, evident, absolut spectaculoase, cu tehnologiile și ajutate de tehnologie laser, adaptive, nu mai au angel eyes compleți, au o formă totuși distinctă și arată la BMW. Și o lumină albastră, discretă. Acolo, pe mijloc. Iluminarea lor este evident, exact cum așteptam la superlativ. Blocurile optice merg și se unesc direct cu grila frontală, care este absolut impresionant, este foarte mare. Capota, de asemenea, ne așteptăm la o limuzină și ea lungă, foarte mare, cu două muchii proeminente pe care șoferul și cu pasagerul în data față le văd în mers și care, evident, dau mașinii un plus de vigoare, să zicem, de imagine. Și ajută la asta și foarte mult crom, inclusiv o bucată de crom care leagă stopurile din spate, așa cum era și la vechea generație. Și crom, mult crom. Mult crom, inclusiv pe lateral, definește zona vitrată. Și ce este interesant, ce Marian observa, este că e o bucată lungă de crom care definește întreg ansamblul ușii VIP-ului și pasagerului de pe stânga spate. Și a făcut într-o singură bucată și, din ce am citit eu, are și un nume. Se numește Hammerman King. Este o semnătură distinctă pentru toate BMW-urile și este frumoasă, este bine că este acolo. Uși foarte mari, însă am descoperit că pot fi deschise destul de ușor, chiar și în parcări destul de strâmte. Și ce mai place la ele că sunt decupate suficient de sus, astfel încât dacă parchezi la bordură și deschizi ușa, să nu o atingi, o ușă de felul ăsta, iar mi se pare important. Jantele în configurația asta sunt frumoase, dar nimic ieșit din comun. Nu vă încurajăm să vă luați jante foarte mari, pentru că în combinație cu suspensiile pneumatice veți avea probleme la denivelă și la grupile strămoșești.
zonele evitate așadar foarte bune, protecția solară care ajută să nu vadă prea mulți cei din afară și portbagajul. Hai să vorbim despre portbagaj. Nu este foarte mare, însă este suficient de spațios. Zona consumată de pe stânga și de pe dreapta, pe care o vedeți, este datorată sau din cauza sistemului care ajută mașina să vireze și cu roțile din spate. Cu cât virează roțile, Maria? 2,5%. 2,5 grade, stânga, dreapta, în funcție de necesități. La viteze mici, virează invers față de roțile din față, la viteze mari, în același sens pentru a pivota de pe o bandă pe alta. Portbagajul este acționat electric, închis și deschis, și de asemenea poate fi încărcată mașina din al doilea buton pe lângă cel de închidere de acolo. Ce am descoperit în torpedo, un buton care blochează și deblochează accesul la portbagaj, cred eu din exterior, habar nu am. Trebuie să mai testez lucrul ăsta. În rest, mașina la exterior este un BMW 100%, foarte bine studiat, absolut distinct, însă, ca de obicei, la limuzinile mari, exact cum ne așteptăm, mașina nu încearcă să epateze, ci dimpotrivă, să fie impresionantă și să dea status. Am găsit, mă conectez. George. Hai că se poate. Știu că poți. Hai că se poate. Hai. De pe telefon am găsit screen, pe funcția screen mirroring. Yes, da, vreau să mă conectez, da. Connecting. Hai, vreau o minune în viața mea. Connection via Wi-Fi. Connecting. Practic protocolul este Miracast. Pe lângă toate sistemele prin care mașina este conectată, ta-na-na, la tabletă, avem și Miracast. Poți să-mi văd ecranul device-ului acolo, cu o întârziere minimă. Ceea ce îmi spune mie că inclusiv cu Android sau cu alte device-uri voi putea să mă conectez acolo. Pot să folosesc inclusiv 4G-ul în momentul ăsta și am și conexiune de Miracast. Și o să fac exact ce am promis. Mai scos. Nu am făcut nimic. M-ai scos. Cum te-am scos? Ba nu, m-am întors. I'm back. Dege, oamenii vor accelerații, nu Clash of Clans. Nu e vorba de Clash of Clans, e vorba despre tehnologie, Maria. Dar de ce ai vrea să te joci Clash of Clans pe screencast? Pentru că oricum ai telefon și oricum este dependent de touchscreen. Adică doar să-i arăți partenerului tău de afaceri baza ta, nu? Exact. Deci mi-am făcut plăcerea, mi-am conectat telefonul inclusiv prin screen mirroring la mașină. Eu o să mai încerc o dată, evident, pentru că se poate. O să o fac pentru că se poate. Și ca să fiu like a boss, o să intru și pe Facebook. Iată. Ce poate fi mai tare decât să te dai pe Facebook așa și să dau și un like prietenului Răzvan. Like. Următorul. Asta înseamnă să te dai într-o limuzină. Măsuță, ecran wireless, am inclusiv Blu-ray aici, pot să mă uit la filme, tot confortul, masaj. Ce mi-ar putea lipsi mașina asta? Bani. Ca să ți-o cumperi? Cât costă? 170.000 de euro. Da, am trebuie bani pentru mașina asta. Când o să fiu bătrân și milionar, o să-mi iau mașina asta. Dar până atunci o să visez că BMW o să o facă și cu motor electric. Dar am auzit că o să o facă, cică. Da, ar fi, cică, s-a lucrat la o variantă plug-in hybrid cu motor de 2 litri benzină și cu acumulator pentru mers foarte scurt la muncă, înapoi sau la întâlnire de afaceri, ca să consume mașina foarte puțin. Și din ce am testat eu până acum cu hibridele astea, chiar funcționează. Așadar, tot ce ne mai dorim la mașina asta este un motor electric și să se conducă singură și va fi mașina aproape perfectă. În concluzie, ne apropiem de final. Știm vreo mașină mai bună la ora asta? Eu nu am mers cu S-Class, tu ai mers cu S-Class și în Audi A8 am stat doar în spate, într-un Audi A8L. Și acela mi s-a părut foarte confortabil, dar parcă nu la fel ca... Dar din punct de vedere tehnologii, tot pachetul. Eu cred că este cea mai completă mașină la ora actuală. Peste Tesla? Peste Tesla. Tesla e o glumă în categoria asta. La capitolul confort interior.
și tehnologie. Și tehnologie la bord. În afară de tableta aia care merge foarte lent și se blochează mult, altceva dar internet, altceva spectaculos nu are la interior, dar are într-adevăr o soluție de transport, de tren de rulare excepțională. Față de S-Class, S-Class-ul nu are atâta tehnologie în niciun caz, nu am văzut, cel puțin varianta pe care am testat-o, nimic nu se apropie la tehnologiile pe care am găsit în mașina asta, iar la capitolul confort, ca să compari... Da, da, spune. Piu-i. Ai văzut camera de mers cu spate, tot așa, în momentul în care faci viraje, se mișcă și unghiul camerei. Which is nice. Da. E incredibil că putem să avem astfel de camere pe mașini și pe telefon, nu sunt tare să facă niște camere care se vadă bine noaptea. Da, vede absolut genial. Combine practic o imagine și de sub oglinzi și din față și din spate, într-o imagine de sus în stânga și în dreapta camera de față, dacă vii la parcare în față, sau camera de spate. Și dacă virezi de volan, ambele camere sunt în stare să vireze stânga-dreapta cu volanul, iar prin gesturi poți să controlezi camera și să vezi sensul. Concluzia e că o mașină de genul ăsta nu e făcută neapărat că trebuie să fie făcută cu toată tehnologia asta, ci este un showcase a ceea ce știe să facă producătorul în momentul în care o lansează. Și multe din tehnologiile pe care le-am testat astăzi pe seria 7 vor apărea și pe seria 3, și pe seria 5, și pe seria 6, seria 4 și așa mai departe. Una peste alta, în concluzie, cea mai sofisticată mașină, exact cum spuneam, cele mai multe tehnologii puse pe singură mașină, un efectiv o expoziție de tot ce se poate găsi pe astfel de mașină. BMW cu siguranță nu o să-și facă banii din mașina asta, dar a vrut să arate unde se duce cu tehnologia și eu cred că este o direcție foarte interesantă, cel puțin pe zona premium. Iată așadar că un producătorii care își doresc și au cu ce se ducă într-o zonă în care este din ce în ce mai greu accesibil pentru producătorii de volum. Dar asta înseamnă competiție. Este o experiență pe care o dorim oricui, să ajungă să conducă astfel de mașină. Dacă nu vă grăbiți nicăieri, în 7-10 ani, tot ce ați văzut aici va fi pe mașină de serie. Arată bine, se simt bine, foarte, foarte tare tot ce vedem aici. Singurul lucru, vă spuneam, care îmi lipsesc, o variantă 100% electrică și o mașină care se conducă singură, în care partea de condus să mai fie doar o opțiune pe care să o ai dacă vrei neapărat. Și cam atât. Până data viitoare, numai bine. Stai un pic. Nu uitați să dați like, share, subscribe și până data viitoare. Numai bine.